Modernizarea șoselei Iași-Bârnova a creat foarte multe neplăceri oamenilor din zonă, iar astăzi Delgaz Grid a anunțat că a finalizat lucrările. În acest context, primăria Iași va putea continua modernizarea șoselei Iași-Bârnova, de la intersecția cu șoseaua Bucium până la limita cu comuna Bârnova, după ce și cei de la APA Vital își vor termina amenajările în zonă. Lucrările fac parte dintr-un program care include 7 artere rutiere importante din municipiu. Șoseaua Bârnova va avea 2 benzi de circulație cu lățimea de 3,5 metri fiecare. Vor fi modernizați în total 6,1 km de carosabil. Este vorba de strada Smârdan, șoseaua Bârnova, strada Petre Vancea, bulevardul Primăverii, strada Moșu și strada Ogorului.